Pentru că suntem cei care, așa după cum spuneam de dimineață, am ajuns să înțelegem importanța acestui act pe care Domnul Iisus l-a instituit, am ajuns să înțelegem modalitatea în care noi trebuie să ne apropiem și în același timp binecuvântările care decurg din lucrarea aceasta specială din viața noastră ca și credincioși. Însă uitându-mă aici, ultimul verset spune că a noastră credință și Pavel transmite corintenilor acest mesaj, el este cel care în așa fel a predicat, în așa fel l-a prezentat pe Hristos, încât credința oamenilor să nu fie întemeiată pe vorbirea frumoasă pe care el o are, plăcută, oratorică. Pentru că dați-mi voie să vă spun, cât privește viața acestui bărbat, el a avut din punct de vedere al vieții o pregătire la cel mai înalt nivel. Aș putea să spun al vremurilor de atunci, concurând cu brio chiar și pentru vremurile noastre de astăzi. Pentru că citind în Scriptură, observăm că cei care l-au ucis pe Ștefan, acolo în Fapte, capitolul 7, versetul 58, spune că ei și-au pus hainele, adică la adăpostul unui tânăr numit Saul, pentru că acest tânăr este cel care avea capacitatea, pregătirea și recunoașterea, având în vremurile acelea poziția aceasta sau pregătirea în domeniul dreptului. Și astfel el este apărătorul lor. Că l-au auzit pe Ștefan batjocorind, că l-au auzit pe Ștefan vorbind cuvinte de hulă, aveau nevoie și ei care l-au târât pe Ștefan să-l omoare, de cineva care să-i apere în fața instanței, dacă era vorba de o instanță, dar și cel care i-a apărat a fost Saul, pentru că el avea pregătirea asta. Ajunge Saul în Areopagul din Atena și acolo stă și se întreține cu filozofii vremii de atunci. Este bărbatul tânărul care are aroganța aceasta în el, care într-adevăr la început a fost aroganța aceasta, nu când a fost în Areopag, pentru că el este cel care citează filozofii și poeții, este cel care se întreține cu ei pentru că avea studiile necesare în domeniul acesta. Dar unde dacă ne uităm în CV-ul lui ca și teolog? Păi nu era, dragii mei, un enoria simplu, care își dă și el cu părere aici și acolo, că vezi, Doamne, nu știu ce și nu știu cum. Este teologul erudit care studiase la picioarele celui mai mare înțelept din vremea aceea, Gamaliel. Păi însumați-le toate astea împreună. Puneți-i calitatea de om care termină dreptul. Puneți-i calitatea de filozof, pregătirea de teolog, fariseul acela care are calități și cunoaște așa de bine partida și trăiește, nu că filozofiază și vorbește, dar trăiește, spune, după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Nici care nu ne ridicăm la nivelul lui, din punctul ăsta de vedere, dragii mei, a pregătirii. Și iată-l, că este cel surprinzător, omule bun, frate și soră, surprinzător oarecum pentru noi, este cel care spune: n-am venit la voi să vă predic pe Hristos cu înțelepciunea vorbirii, a oratoriei, n-am venit să-mi arăt CV-ul cu pregătirile mele, n-am venit să vă arăt câte școli și câți ani de studii am făcut, că n-aveți voi de viață cât am eu de studii, cum zic unii. Nu, ci este cel care vine într-un spirit smerit, știți de ce? Că îl întâlnește pe Hristos
îi iese Hristos înainte și acolo are loc procesul transformării, al schimbării, al înnoirii, al transformării acestui bărbat erudit care a trecut prin atâtea faze și are capacitate să renunțe și să descopere o altă înțelepciune și o altă vorbire care este dată de Duhul lui Dumnezeu și nu în folosul lui. Oameni buni, nu în folosul lui. Și el este cel care spune, am folosit vorbirea aceasta bazat pe puterea lui Dumnezeu, ca a voastră credință să nu fie întemeiată pe teorii, pe filozofii, pe oratorii, ci să fie întemeiată pe ce spune el în final. Credința noastră să fie întemeiată pe puterea lui Dumnezeu. Aleluia! Că dacă e bazată credința ta pe teorii, te întâlnești cu unul într-o seară și te ține 3 ceasuri și îți povestește că nu-i bun botezul tău în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, ci tu ești cel care trebuie să te botezi și vine cu tot felul de teorii ale lui, scoase tot de aceea din carte. Oamenii au multe păreri și trebuie numai în numele lui Iisus. Și te sucește și te învârte și tu ești un om neîntemeiat pe adevăr și ești cel care te poartă dintr-o direcție în cealaltă. Vine altul și cu alte învățături de tot felul să slărgească orizontul, zice el. Să te capacitezi că tu ai rămas așa într-un orizont limitat și se poate, Domnule, și trăi altfel. Nu, nu. Scumpii mei, uită-te bine dacă îi însoțește puterea lui Dumnezeu. Uită-te în CV-ul lor, urmărește-le lucrarea care o fac. De ce vine la tine să te convingă pe tine, care ești mântuit, ești pe calea Domnului? De ce nu se duce la drogatul ăla de afară? De ce nu se duce, Domnule, ăla care este, cine știe, cât de decăzut în tot felul de vicii și acolo să se prezinte el filozofia lui de viață spirituală? Să-și prezinte învățătura și să reușească să scoată pe oameni din bețiile lor, din trăirile lor, din rătăcirile lor, nu să vină în acvariu și să pescuiască el prin acvariile astea. Să meargă acolo unde este spiritul acesta al lumii care ține robi oamenii și să-i scoată și să-i aducă la Hristos. De aceea, scump frate și soră, tânăr credincios de aceea, iubim sufletul vostru, eu nu-ți vorbesc pentru că, vezi, Doamne, vreau mie îmi place să fie biserica plină, îmi place ca oamenii să trăiască adevărul lui Dumnezeu, dar, dragul meu, te atenționez că Pavel când vorbește, studiază cartea asta, știți de ce a predicat așa? Că erau partide, că erau dezbinări, că erau păreri diferite între ei. Și de aceea scrie că cei Cloiei, îi scrie ce se petrece printre ei. Și Pavel este cel care vine cu argumente spirituale și cu o învățătură binecuvântată prin care a ajuns până la noi. Și analizează, dragul meu, și uită-te bine în urma cui te încolonezi. Și vreau să te rog să te încolonezi în urma celora care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Și în viața cărora se vede manifestându-se puterea lui Dumnezeu. Pentru că a ta credință trebuie să fie întemeiată nu pe vorbirea asta ilustră, ci să fie pe oratoriile oamenilor. Și credința noastră trebuie să fie bazată pe puterea celui veșnic. Osana, el vindecă. Puterea lui este dovedită, dragii mei, și închei cu asta și ne rugăm. Este dovedită prin puterea iertării. Învățăcelul acesta, ilustrul acesta bărbat, cu perspective, ai fi zis, în domeniul lui, este cel care are experiența aceasta când pe drumul Damascului, în ceea ce privește cunoașterea Domnului Iisus Hristos, o, câte ar fi de spus aici. Și acolo el experimentează cât de mare este harul acesta să-l cunoști pe cel care a murit, să înțelegi de ce a murit.
să ajungi să cunoști, să ai certitudinea că El a înviat. Și să înțelegi de ce a înviat. Și apoi să fii cel care să ai dedicarea aceea pentru El, știind ce ți oferă El. Ochii lui Pavel n-au mai fost ațintiți spre diplomele lui. Aleluia! Ochii lui Pavel, din momentul întoarcerii, el n-a mai trăit pentru viața asta de aceea. O zis, eu știu să trăiesc și flământ și să tot. Nu-mi pasă, o zis el, dacă sunt criticat, judecat, cântărit și analizat. De ce? Nici că-mi pasă. Ce nivelul a avut ăsta spiritual. Ajută-ne, Doamne, să ne ridicăm și noi acolo, pentru că noi știți cum mergem. Ce zice ăla? Ce zice celălalt? Dar ce zice cei din spate? Dar ce zice cei de sus? Și ne modelăm, ne pliem după gustul și vorba fiecăruia. Pavel n-a mai trăit așa. Pavel este cel care caută să placă Domnului și predică adevărul lui Dumnezeu, chiar dacă pe unii doare, chiar dacă are de suferit, el merge înainte. Știți de ce? Era convins că Iisus a înviat. Era convins că și el va învia. Era convins de viața de dincolo de moarte, de eternitatea lui Dumnezeu. De ce stăm noi la masă cu Domnul în seara aceasta? Pentru viață. Pentru că El a înviat, pentru că El dă viață și El dă mântuire, slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm pe de o parte, binecuvântându-L pentru lucrarea care a făcut-o, iar apoi rugându-L să ne învrednicească și noi cu credință, contând pe puterea Lui Dumnezeu de a ne învrednici, să fim cei care să ne apropiem și să ne bucurăm de tot ceea ce Domnul a pregătit pentru noi. Ne rugăm cu întreaga adunare. Amin.